Așa că uitați, cea mai mare colecție de popituri. Salutare și bine v-am regăsit la cea mai mare colecție de popit. O să vă placă maxim de tot. Așa că apăsați butonul de like să strângem 10.000 de like-uri într-un an de zile. Se vor strânge vorba noastră, pentru că astăzi chiar o să vă arăt toate popiturile pe care le am eu la momentul actual. O să mai au și altele și o să vă zic și exact de unde le-am luat și așa mai departe. Așa că haideți să nu mai stăm la discuții, să vă arăt toate modelele pe care le am, toate mărimile și pe care le iau, exact așa o să le arăt, pentru că n-are rost să bag mâna și așa mai departe, pentru că sunt amestecate toate aici. Hai să vedem. Primul popit pe care l-am este acesta cu zarul. Știți că vi l-am mai arătat. A fost destul de interesant pentru că cu ăsta poți să faci o grămadă de jocuri. În mijloc arunci cu zarurile și pur și simplu trebuie să te concurezi, să te lupți cu alt prieten, să vedeți care le sparge cel mai rapid. Mi s-a părut foarte tare, este multicolor, îmi plac astea multicolor foarte mult. Ok? O să trecem foarte repede printre toate acestea. Ok? Acesta este un octogon. E culoarea verde, mov, albastru, nu știu exact ce culoare e, sunt daltonist, așa că dăm la o parte. Următorul este Baby Yoda. La toate aceste modele mici aș dori să am și model mare gigantic. Știți că o să vă arăt, pentru că am și din acelea și mi s-au părut foarte tare să am câte una din fiecare, gen una mică, una mare. Și mi s-a părut foarte șmecher. Apropo, toate acestea, majoritatea dintre toate popiturile astea, eu le-am luat de pe site-ul bnb.ro, o să vă las link-ul de la site-ul lor în descriere, iar altele le-am mai cumpărat așa de la magazin, dar oricum eu vă recomand de pe site-ul bnb.ro, pentru că acolo sunt chiar foarte ieftine și bune. Și foarte multe modele. Acesta este în formă de milkshake. Mi s-a părut foarte tare și asta. Aș dori să am și unul din ăsta mai mare. Astea multicolor sunt preferatele mele. Merge și asta foarte bine, nu are rost să le pognim acum. Ok, milkshake. Mamă, o să vedeți ce challenge o să facem. O să urmeze partea a doua din real food, popit food sau chocolate food și așa mai departe. O să fie foarte șmecher. Acesta este în formă de rață. Are culoarea roșie. Ăsta, doamne, roșu, doamne, dar nebun mai sunt. Galbenă. Asta mi se pare una dintre cele mai utile popituri, pentru că are și alfabetul pe fiecare popit aici, nu știți că v-am mai arătat eu, și are câte o literă pe fiecare și înveți alfabetul. Ok, hai să trecem la, uite, la un Simple Dimple, pentru că mulți dintre voi mi-ați spus că ăsta este un Simple Dimple. Și mi se pare foarte tare chestia asta, pentru că e satisfăcătoare și mi-a plăcut foarte șmecher. Simple Dimple, aș vrea să iau mai multe din astea pentru că îmi plac. Uite, asta cred că e singura pe care nu vă recomand să o luați, pentru că au astea din plastic, dar sunetul este mult mai satisfăcător, dar se strică mult mai repede. Asta din plastic, vedeți? Vedeți? Asta e din plastic și se aude bine. Ia uitați. Din cauza că e plasticul ăla, dar uitați-vă că mie deja mi s-a rupt plasticul ăsta, ia uitați. Și nu prea vă recomand. Na, asta e. Ce să facem? Ok, trecem la următorul. Avem tot un Simple Dimple. Multicolor. Cred că asta mi-e place foarte mult, pentru că zici că e un curcubeu. Ok? Stai așa, stați așa să le spart cu toate, că îmi place. Nu știu de ce. E prea satisfăcător, jur. Băi, eu am dat în boala copiilor, înțelegeți? Sala de, ca ăla de pe TikTok, astea ajuste. Ce dragi aveți, bă, mi-am luat de tot razna. Băi, încă o chestie foarte tare. Asta este un milk. Hai că am dat-o rău de tot în boală copilor. Asta mai e ok. Ok, asta la fel este un octogon multicolor. Asta este preferatele mele, pentru că, nu știu, îmi dă un vibe mai fain așa când le văd colorate. Ia, ai ce bine sună. Mamă, cât de bine sună. Ador. Următorul. Uite că nu le-am numărat să văd câte am. Trebuia să le număr. O să le număr, o să pun cumva în titlu, o să văd eu. La sfârșit vă zic câte am. Asta e formă de pește. Nu știu dacă există pește mov. Sper că e mov ăsta. Ok, următorul. Avem un cerc multicolor, mic. Mamă, o să vedeți pe alea mari când o să ajung la ele. Avem unicornul multicolor. Asta parcă am două sau trei unicorn. Am parcă două mici. Și unul mare, dacă nu mă înșel, da? A, da, uite-l. Uite-l și pe celălalt multicolor. Sunt exact la fel. Am crezut că unul e mai deschis la culoare, unul mai închis. Dar, oricum, merge și ăsta. La fel, un Simple Dimple. Ăsta mi se pare cel mai ciudat. Ups! Stați așa să nu-l sparg. Ăsta mi se pare cel mai ciudat Simple Dimple. Foarte tare și ăsta. E interesant. Hai să vedem următorul. În formă de puzzle. Bă, ce-mi doresc eu e să mai au diferite popituri, dar credeți-mă că o să mai cumpăr, v-am zis că o să pregătesc ceva nebunesc.
Asta e în formă de puzzle și mi-aș dori să am mai multe din astea de puzzle. Știu că sunt și în formă gigantică și închipuiți-vă dacă aș avea mai multe și aș face un dito mai... Vai, mamă, mi-aș lipi pe tot peretele numai din asta în formă puzzle. Foarte tare. Hai să vedem în formă de inimioară roșie. Parcă mai am încă o inimioară roșie, o să vedem imediat pe aici. Asta îmi place foarte mult cum se aude. Mamă, ce tare e. Văd că diferă unele popituri. Unele popituri sunt mai tari, unele mai moi, unele mai elastice și așa mai departe, unele mai rezistente, dar na, fiecare cu producătorul sau ceva de genul ăsta. Încă un octogon, vedeți că am mai multe octogoane. Ăsta e de culoare galbenă. Și ăsta îmi place cum se aude foarte tare. Da, și ăsta îmi place foarte mult. Hai să vedem următoarea, încă o inimă roșie, dar văd că asta este puțin mai mititică decât cealaltă, din câte văd. Da, e puțin mai mititică. Cealaltă era galbenă, parcă. Nu? Parcă galbenă sau tot roșie, nu mai țin minte. Ok, hai să vedem. Cred că am trecut la astea mari. Vreau să vă mai arăt mai întâi astea. Dar cred că am trecut la astea mari. Mai am mititele, hai că mai am încă una mică. Asta este înghețată. Băi, asta am confundat-o eu prima oară. Am crezut că prima oară este cupcake, o brioșă. Dar de fapt nu. Asta este o înghețată și e foarte tare și se aude foarte bine, devine să o mănânc, jur, dar nu le mâncați că nu sunt comestibile. Ok, azi trecem la astea mari. Ia uitați-vă pe asta mare, în formă de unicorn. V-am zis că am în formă de unicorn două mici și una mare. Băi, astea gigantice, îmi plac maxim rău de tot. O să urmeze un challenge, bă, șmecher rău. Îmi follow și pe Instagram neapărat dacă vreți să vedeți mai multe popituri și acolo. Că le mai postez eu din când în când pe Instagram Story să le vedeți. Bă, ce tare e asta, jur. Ok, așa, uitați-o pe asta pe care v-am zis. Asta e la fel în formă de înghețată, multicolor. Dar vedeți că culorile sunt puțin mai deschise decât celelalte. Vedeți? Îmi plac foarte mult astea gigantice. Mamă, mă bâlbâi, băi. A, dar uite încă un Baby Yoda. Eu am crezut că am doar unul, dar am două. Haide, capul meu, satisfăcător. A, uite-mă, și o fundiță. Prima oară când am luat-o pe asta, am crezut că e un fluturaș, dar nu, asta e o fundiță, după cum vedeți. Tot multicolor cu niște culori mai deschise. Foarte tare. Ia, acum trec la astea gigantice, din nou. Ia uitați-o, asta e formă cerc. Nu mai știu, 34 de centimetri, ceva de genul acesta. Multicolor, culori mai deschise, ca să zic așa. Foarte mult roz văd aici, dar îmi place foarte mult. Următoarea în formă de Among Us. Știți că am luat Among Us. Ăsta este un Among Us gigantic care aleargă de inamic să nu și-o ia peste cocoașe, ca să zic așa. Foarte tare și ăsta multicolor, îmi place foarte mult pentru că eu nu știam că au modele de popituri Among Us, gen unul care aleargă, unul care stă și așa mai departe. Uitați-vă pe acesta, tot un Among Us care stă. Și mi s-a părut foarte tare ăsta, vedeți? Și îmi place că poți să le agăți. Ok, următorul, ăsta e cel mai mare popit pe care l-am. Ăsta în formă pătrată, băi, e cel mai gigantic pe care l-am. Și ăsta aș vrea să am cât mai multe, la fel chiar de sunt pătrate. Le pun una lângă alta și pot să fac un popit gigantic. V-am zis că vreau să fac și chestia asta, multicolor. Ăsta este cel mai mare pe care l-am. Și cred că ăsta e, da, în formă de fluturaș, bă, și ăsta mi se pare cel mai elegant. Pentru că ăsta în formă de fluture, vi-l recomand cel mai tare pentru că ăsta e foarte fain dacă îl pui pe perete, pentru că arată foarte bine și poți să te joci cu el. E cel mai colorat, e cel mai strident, ca să zic așa, culorile strălucesc de pe el. Și în formă de fluture, chiar îmi place maxim. Ăsta e preferatul meu dintre toate. Așa că uitați, cea mai mare colecție de popituri. 3, 2, 1... Ok, m-am mânecat în popituri. Așa că eu sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați, apăsați butonul de like, abonați-vă, activați neapărat clopoțelul și sper să pot să ies dintre toate popiturile acestea. Și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari dansatori și mai tari trupă. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!